Utilizarea plasmei bogate în trombocite, în prezent, este una dintre puținele posibilități de dirijare a cicatrizării rănilor, precum și de prevenirea infectării fără administrarea substanțelor medicamentoase. La început, plasmolifting-ul a fost elaborat pentru aplicare în chirurgia maxilofacială, pentru perfecționarea proceselor de regenerare și a tratamentului stărilor atrofice ale țesuturilor moi. Dar apoi, gama utilizării metodei s-a extins semnificativ. Printre ariile în care plasmoliftingul își arată deja eficiența, se numără medicina estetică, în proceduri anti-aging, tratamentul acnei și în complicațiile acesteia, tricologia, stomatologia, adică umplerea spațiului după o extracție dentară sau implantologia, traumatologia, ortopedia, urologia, ginecologia, dar și alte sfere ale medicinei. Trebuie spus că folosirea plasmogelului în medicina estetică este o metodă minim-invazivă, netraumatică și productiv injectabilă de întinerire, care folosește plasma pacientului pentru pregătirea unui filler natural, care este folosit ulterior la corectarea ridurilor superficiale și profunde, la corectarea conturului facial și așa mai departe. Cu alte cuvinte, este un mod excelent de a folosi propriul corp pentru a ți-l înfrumuseța. Plasmogelul este pregătit din plasmă, colectată în prealabil din sângele pacientului, apoi prelucrată termic. Această prelucrare face ca plasma să ia forma de gel, care apoi este mixat cu plasma îmbogățită cu trombocite, fiind produsul care se introduce în țesuturi, în regiunea ridurilor sau a zonelor care necesită corectare. Acesta activează celulele țesuturilor, ajutând la întinderea naturală a pielii. Regenerarea țesuturilor prin metoda respectivă duce la un efect mai îndelungat, lucru care se detașează ca avantaj deosebit al procedurii. Dă rezultate deosebite și este recomandată în cazul îmbătrânirii și schimbării premature a structurii pielii, riduri, pielea flască, semne de fotoîmbătrânire, pierderea volumului țesuturilor feței. Efecte bune s-au evidențiat și în cazul cicatricelor post-acnee, acest aspect făcând din plasmogel o soluție pentru problemele oricărei vârste. Procedura este puțin dureroasă. Se realizează în condiții de perfectă siguranță pentru pacient și nu produce alergii. De asemenea, produsul se elimină din țesuturi, nu permite infectarea și nu este mutagen. Pentru cei interesați de beneficiile acestei proceduri, trebuie menționat că în perioada sarcinii sau alăptării, în cazuri de alergie la anticoagulante, heparină, boli sistematice ale sângelui, infectare acută sau probleme oncologice, această procedură prezintă contraindicații.